Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Days Gone, oameni buni. Ultima oară când ne-am întâlnit, e bine, am făcut misiunea cu Boozer, l-am dus la bază, să zicem așa, între ghilimele, noua bază, și acum parcă ceva e diferit la motorul ăsta, nu zic și eu. Da, am făcut puține misiune așa, off-camera, ce puțin pe stream, le-am făcut unde am mers și am deblocat acele X-uri care erau pe hartă. Erau pur și simplu zone unde trebuia să găsești niște cutii care să dea upgrade-uri. Mi-am luat două upgrade-uri, cred că un upgrade de viață, un upgrade de focus și un upgrade de stamina, pentru că, na, am zis că am nevoie neapărat. Și am mai făcut o misiune secundară unde trebuie să vânez pe unul și atâta. Pentru că am zis, bă, așa, nu știu cât de mult vrea să vadă lumea asta pe video-uri. Și am zis, bă, e cel mai ușor să fac asta pe stream, plus că m-a nebunit numai ca să joc și pe stream. Damon, how's it going? A, nu trebuie să vorbim cu asta? Am văzut câu și mă speria să am crezut că e o misiune pe care trebuie să o fac. A, plus că am făcut și reputație cu ăsta în sfârșit. A, dacă tot am venit aici, știu că iar o să țipați la mine, dar am nevoie să pun benzină în mașină, în motor. Așa că de-aia trebuie să pun. Nu, cred că mi-a dat și la maxim, ok. Și de aici, trebuie să mergem la asta altă de aici. Și asta e, trebuie să ne întâlnim cu O'Brien, pentru că mi-a sunat cum se cheamă radioul. Și la radio era O'Brien și a zis că vrea să ne întâlnim într-o locație unde să-l ajutăm noi pe el cu ceva, dacă vrem ca el să ne ajute după aia mai târziu. Și da, știu, Bobo, dar voiam să aud și eu asta pe video. Da, asta s-a întâmplat random, nici nu mi-am dat seama că a apărut misiunea, adică, na, neștiind ce urmează, e cam greu să prezic lucrurile astea, dar e pur și simplu un mic dialog unde pur și simplu te ia O'Brien pe radio și zice, hei, am nevoie să vii, să discutăm, nu știu, sau să mă ajut cu ceva și dic, când eram, stai, ce vrei să te ajut, și apoi asta a fost tot. Oh, fuck, am văzut că... Ok, acum cum îmi scot eu motorul de aici? Ok, cred că pot să scop acolo. Ok, nu te strica. Just don't break. Hey, hai că o să reușim. Încerc și sigur, boys. Vai. Oh, leu, mă panicase pentru o secundă. Am zis că fii atent că nu mai am cum să ies de aici și o să fie nașpa. Da, și mi-am upgradat puțin motorul, adică i-am pus nitro, i-am pus niște chestii de-astea fizice, în sensul de o aripă mai bună, de roți mai bune și tot așa. Oh. Deci acum are este ceva mai bine, are un rezervor ceva mai măricel și cam atâta, pentru că după aia trebuie să mai facem iarăși reputația, dacă vreau să mai blochez alte lucruri pentru motor. Și va trebui să facem și niște misiuni pentru Tucker, pentru că Tucker are o grămadă de arme pe care noi le putem cumpăra. Și de-aia zic că ar fi destul de ok. Nu m-am uitat la ăștia, la alți noi pe care i-am deblocat în episodul anterior, ce ne oferă. Oricum o să trebuie să mergem și la ea înapoi în bază, să vedem ce știu și care. Dar mai întâi mergem aici, să vedem care e treaba și cred că de... Wow! Ce m-am panicat, lol. A, era misiune de salvat pe cineva, că am văzut punctul albastru pe hartă. Ah, fuck. Well... Acum mă simt alea că rău. Puteam să rezolv și... Dear Cross, well, era bine. You don't have to be worried about traffic no more, do you? Adică puteam să-l rezolv, să-l salvez. E urs? Da, e un urs pe drum. Da, și acum motorul merge dacă ceva mai repede și ceva mai țapă. În plus că i-am pus, uite, vedeți în stânga acolo la roată, am un săculeț cu ammo. Deci dacă eu rămân fără ammo, pot să iau de acolo și n-am treabă. Plus că... Și pe ăla pot să-l reîncarc când mă duc în orice bază. Mă duc în bază, dau refill și n-am treabă. Și acum am realizat că fiecare bază are moneda lui, să zicem așa, între ghilimele. Adică fiecare bază are atât de mulți bani. De-aia când mergem la Tucker avem câteva mii de dolari, iar aici avem câteva sute, chiar nu mai avem nimic ca la Copeland. Pentru că la Copeland a fost foarte, foarte des și am folosit de cele mai multe ori toate serviciile pe care le-a oferit el. Pe când la Tucker, e bine, la Tucker n-a fost deloc. Cred că la Tucker, efectiv, am evitat locul ăla foarte, foarte mult. Și... Și de-aia zic că nu prea am avut pe ce să consumăm banii. De-aia acolo avem un ton de bani. Acum nu știu la tabăra asta nouă dacă avem încă ceva. Trebuie să vedem și aici, oricum.
Oh, God, asta a fost o schemă faină. Asta a fost o schemă faină care putea să termine într-un mod foarte tragic și să pierd o tonă de experiență sau să trebuie să-mi repar motorul. Deci putea fi mai rău, boys, putea fi mai rău. Am uitat că avem turbo, bă. Nu a foloseam nitro ăsta mai deloc. Așa. Ia să vedem aici ce. De ce am venit noi aici și care e treaba? Am văzut pe internet niște videouri cu cele mai multe bug-uri pe care le-au întâlnit unii oameni, gen cum ești catapultat în aer dacă nu știu ce faci sau alte drăcii de genul acesta sau cazi prin hartă sau așa. Da, jocul ce termin este perfect din punct de vedere al bug-urilor, dar totuși este un joc foarte bine realizat. Hey, Brian. Don't sneak up on me like that. Ce-i acolo? Did you find anything out about Sarah, about the woman that I put on your chopper? Nothing. Oh, shit. Nothing. Hey, wait, it's gonna take some time, okay? I'm risking my neck here. If anyone back at HQ finds out, those guys with the guns over there, they'll order it without question. You're all on the same team, O'Brien. Just looks that way. Oh. Look, I don't have time to explain it right now, but it's why I need your help. My help. Look, just take it. It's a wavelength recorder and some GPS trackers. I just need you to. We're out of time. Look, I don't even know your name. Deacon St. John. Well, look, Deacon St. John. If you want me to risk my neck helping you find whatever her name, Sarah, then yeah, I'm gonna need you to do something for me. Okay. Keep the radio close. I'll contact you in a couple of minutes. Okay. Okay, O'Brien. You don't even know my name? Oh, you're gonna know it before we're done, O'Brien. And keep the radio close. It's been right here the whole time, you son of a bitch. Jesus Christ, how long do I have to wait now? Care unde radio? Acum încerc să mă impel unde și-a pus radio. Ah, uite-l acolo, ok. Hello? Yes, O'Brien. Yeah? Yeah, I'm here. Now, what's this all about? What do you want? All right, I put a blocker on this channel. It's secure. Așa. What do you want? I've sent a series of coordinates to your radio. I need you to go to those locations. What? Why? Just listen to me. There are several Nero task groups doing work in the field. I need to know what they're doing. Then why don't you ask them? Pentru că e ceva secret? I can't. Look, I said it's a long story and I don't have time to get into it right now. Let's just say the men above me, way above me, are running a lot of field missions, all separate from each other. Nobody knows what anyone else is doing. Oh. So the world ends and you assholes carry on like nothing's changed. Where? I sent you the coordinates. Okay, Jesus, O'Brien. All right, I will see what I can do. Just get to as many of them as you can. There are active LZs, landing sites, sample drop-off locations. Yeah, I got it, but you better have something for me, O'Brien. Yeah, I got it too. Hold on. Shoot, man. Deci ceva dubios se întâmplă la mijloc aici. Deci O'Brien nu știe de ce sunt anumite misiuni sau ceva ca anumite grupuri. Oh. O'Brien. Yeah, I'm here. What do you One of our helos is heading toward your position now. You have to follow it. Okay. Follow it. Why? Just go. Don't lose it. Okay, boy, calmează-te. Jesus, okay. All right. What's going on, O'Brien? Why am I out here in the shit chasing choppers down for you? Their destination's classified. I'm locked out of their files. Oh. So I can't give you the coordinates to their LZ. You have to follow them in. Jesus, don't you guys have spy satellites? Shit like that? Not that I have access to, no. I told you them. Locked out. Yeah, I heard you. Don't lose them. Okay, boss, calmazate. O să-l prind eu, nu-i problemă. Come on now, can't let him get too far ahead. Mă mir că nu ne vede nimeni, adică totuși. O'Brien, they're landing. Good. I have their coordinates now via your radio. You better go in on foot. On foot? Remember, you can't let them see you. Am înțeles. Ah, ok, prea ce poți vin cu motorul de acolo, nu trebuie să vin cu motorul. I'm here. What do you want me to do? Și repede m-aș da jos. Each of these research units have a science guy, like me, guarded by a bunch of guys.
so you want me to sneak into an LZ filled with heavily armed Kevlar-wearing soldiers who shoot on sight so that you can spy on some asshole wearing a pocket protector? Pocket protector? Really? I have a fucking PhD, asshole. Whoa! Yeah, which stands for piled high and deep. Do you still have the tracking devices I gave you? Uh-huh. Well, I was gonna sell them, but most of us don't have access to shit like, you know, satellites. Place one of them on their helo. Almost all of these filed missions include stops that aren't on the books. I'm gonna find out where they're going next. Huh. O'Brien. You don't need to ask. I'm already looking into what records we have about where evacuees were taken. O'Brien out. This just gotta be it. What the hell are you guys doing out here? Okay. Sper doar să mă vadă vreunul pe aici. Unde ce e alb aici totul? Mă zic e zăpadă sau ce naiba? Okay. A, uite acolo e ăla de știință. Are albinism. Oh. Ce mai puternic. Cum mai pare foarte alb? Deci sunt și altfel de mutanți. Ok. I heard something. What the hell, O'Brien? What's wrong? I'll tell you what's wrong. Your boys were carving out the guts of a freak while it was still alive. They're not my boys. What do you care? Aren't you a what do you guys like to call yourselves? Drifters? Drifters, da. Shit you barter with? True, yeah, true. Freaks, but I don't carve them open while they're still alive and listen to them scream. Did you get my data? Yeah, I got your data. Okay, I'm uploading it now. Shit. I'll be in touch. O'Brien out. Brian? O'Brien! God damn it, he did it again. O'Brien, talk to me. Hai să scăpăm și de asta. Man, trebuie să înțelegi că nu poate să vorbească mereu totuși O'Brien ăsta. Adică dacă e ceva ce nu înțeleg la Dick, de ce e așa idiot uneori? Like, man, trebuie să înțelegi că nu mereu poate să răspundă. Deci am aflat că există și alte tipuri de zombies. Nu doar aia normali. Ok, aceasta e ceva. I need your help dealing with the past. Nice. Murdering drifter camp. Huh. I've seen these assholes before, and I gotta take them out. This is Radio Free Oregon. The truth. Stai, țără. Când a fast travel aici? Da, putem. Nice. Vreau să-l ascult pe Copeland, sincer să fiu. Dar acum nu mai putem să-l ascultăm pentru că a dat fast travel. Ah, și putem verifica acum la sfârșit ce e în tabăra asta. Dacă tot lucrăm cu băieții ăștia, nu? Ia să vedem noi ce ne dă ei de făcut în primul rând, pentru că asta e misiunea de la ei. Pentru că am promis că o să lucrăm cu ei și o să încercăm să ne cum zic, să ne
arătăm valoarea încât să nu ne dea afară și să nu-l omoare pe Boozer pe acolo. Oh! M-am panicat puțin pentru că mi-a dat crash jocuri mai devreme când am vrut să-l deschid azi. Hey, eu sunt. Așa, mai zic ce vând ăștia, că nu am uitat loc. Tu ce vinzi? Oh, deci vinde arme asta, ok. Wow! E ceva o selecție bunicică de arme, nu zic nu. Trebuie level 2. Aia mă dă niște ammo totuși. Nu mă sesem fără ammo, ce drept. Bounty-uri. Zic, bounty-uri dacă am ce să le dau. Și nu cred că am omor nimica care să fie... Da, nu omor nimica. Aia? Aha. That's pretty messed up what happened to him. Da, e nașpa, nu-i așa? Ok, azi dăm aici la ăsta. Unde e? I'm not looking to start shit today. Yeah. You're to trade, right? Wow. Trivi your bike 130. Ah, putem face upgrade-uri blan aici. Oh, asta e cea mai țapă în tabără ever. Din câte văd aici. Check back later, I guess. Da, 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 să fac asta. Deci asta e cea mai blană tabără, văd că are de toate. Și arme și ăsta, deci ar trebui să lucrăm ceva mai mult cu tabăra, asta zic eu. Ia să vedem, mă, ce zice Boozer, dacă e bine și ce putem face pentru băieții noștri de aici. Deacon. Da. Hey. Is everything okay? What's wrong? Da. Actually, that's not why I'm here. Okay. Came by to see if there's anything you need for the infirmary. Huh. Actually, we're running low on everything. Și unde crezi că poți găsești ceva? Use more meds, sterile bandages. Scraptezi-o dacă vrei. Here. Ah, are și lista de cumpărături. A list and knife. Wow. Yeah, it was used by doctors in the Civil War to perform operations in the field. Operations? Yeah, you know, when they didn't have any anesthesia or laudanum. Yikes. I wrote down where you might be able to find one. Ah, lol. It's the brochure for the visitor center at Sherman's camp. Yeah, yeah, the place crawling with all the freakers. I'll see what I can do. Yeah, Deacon. Da. Thank you. Ah, mă, dacă vrea să zic că Boozer n-o să reușească și o să moară. Like, wow. Pentru că cel mai probabil n-aș mai fi făcut nimica după aia. Și îmi place că toată lumea e așa de pozitivă dintre toate ce ai. Nimeni nu zice nimic ca de... Hei, Boozer o să moară, dău. Sau ceva în genul ăsta. Ha? A, cred că vorbea ăla, mă. Ricky sau cum îl chema. Schizo ăla. Schizo skills ăla. Fițar, bă! Mi-a patinat direcția așa de tare. Am crezut că merge mai bine. Turbo! Oh, ce drept? Ăsta, recipientul de benzină chiar că e mult mai mare acum. Nu mi-aduc aminte ultima oară când am încărcat chestia asta și a mers ceva. Că chiar a mers ceva. Bine, nu știu dacă în timpul misiunii alea s-a pus consumul de motorină sau ceva. Bine, oricum trebuie să fim cu ochii în patru să ne uităm de dălea. Trebuie totuși să-mi încarc asta. Uite aici ar trebui să găsim ceva, stai țără. Pe aici 100% trebuie să fie. Ținut că și benzinăria ar trebui neapărat să fie. A, ah, uite, lol. Cât de departe trebuie să fie de chestia asta, quick save. Cum pot să o folosesc? Pot să o duc mai aproape sau ceva? Sau, hai. Mergem la că mai aproape, gen spate. A, ah, uite-o așa. Nice. Ia uite zombile la față, acum l-am văzut, lol. Nu știam că merge să încarci așa. Good. Deci ai avea opțiunea de cancel. A, în caz de vrei să pleci mai repede sau ceva. Sau... Poate vreo condiție de aia, știi, gen... Mai târziu, motorul tău nu poate să reziste la capacitate maximă, la încarcă mai puțin sau ceva. Sau când te grăbești să urmărești pe cineva, da, și asta e o chestie. Multe, multe motive. Sau pur și simplu vezi te oprești.
Oh, baixa o seu, tá cheio de tare. Acho que não posso morrer pra isso. Olha lá, ele caiu. Mas daqui a mais meses a gente vai em causa que a missão conduzir da Band Zero aqui da Skish. Stasha. Here it is. Am plăcut că avem totuși noapte aici și e destul de fun. Oh, măcar să vină toți dacă vin aici. Oh, sunt nesturi aici. Ok, de aici nu e nest. Dacă e nest sau ceva, dar nu e nimic aici. Visitor center. Gotta find a way inside. Asta e aici? Bă, sper că am molotoave destule. Tu miroși, dar pe hartă nu poți să-mi-l arăți. Da, trebuie să înlocuiesc bâta cu o scândură cu țepi. Tot cam același nivel de damage. Și mă afară, nu vrei să mă ascund, am crezut că nu lutești ceva. Ok. Dacă și așa-s puține de astea, ar trebui să mă ocup de nesturile astea. Așa... What up, my boys? Ia uite cum ies nebunii. Unu-i gata. Fuel. Aia a fost un pic de risipă, da, să zicem. Ce faci, mă, John-ule? Opa. Aud puc, aud pac pac. Care e ideea? Ok, stai să ne reparăm arma. Nice. Bă, nu prea văd rostul să mă duc încolo, așa că o să mă ocup doar de cei pe aici și gata. Aici trebuie să mergem? Păi găsești nimic aici. A, nu, în partea asaltă. Deci să găsesc o intrare pe aici. Nu văd nimica. Unde au venit ăștia, mă? Săracul. Săracul încerca să intre, dar nu lăsam eu. Deci pe aici trebuie să fie intrare ceva. Ha. Trebuie să văd dacă pot aduce ceva aici. Pe care să mă urc. Sau? Nu, nu merge așa. Unde veniți, mă, toți ăștia? A, uite, aici, ușă. Door's locked. Păi și? Nu putem împușca nimica, cred, nu? Dacă ușa e încuiată... Nu găsim nicio cheie, nu presupun. Da, nici măcar o cheie de care să zici că ne putem folosi. Nici nu e o mașină sau ceva de pe care să o împingem aici, văd că... Nu coace ciuperci. Nu știu dacă pot să împușc ceva. Dar zicem că pică ceva de sus și se deschide ușa. Sau stai, dacă împușc oare... Ăla, cum îi spune, scara. Are un efect? Ia. Stai așa. A, uite o care. E un lacăt acolo. I knew it. Ce se screme aia, o? Ups. Asta-i tasta pe care o căutam. Asta urcă după mine. Urât mai face, mă jur. Urât rău de tot mai face. Not much left. This place has been picked over clean. Opa.
Și trebuie să găsesc un cuțit anume. Ah, uite, mă. Fel de bisturiu e ăla. Listen, knife. This is it. Gotta get it back to Addy. Nu-i ceva pe aici? Nu mai e nimic, a? Am crezut că o să fie lucruri folositoare, dar m-am înșelat. Ești, mă, de aici. Șmap. Da, ce de cu bâta asta dai foarte mult damage și n-ai treabă. Fac, trebuie să-mi repar dacă motorul, că am pupat și peretele ăla și nu ajută deloc. Superb. Ia să vedem acum care-i treaba. 700 de metri încolo, a? Ah, crezi că trebuie să o rompi în oraș sau ceva, dar nu? Da, oricum trebuie să mă întorc aici ca să mă ocup de infeste de ăla. Nu cere. Mă gândeam că are nevoie de mai multe lucruri, că chiar mă și așteptam să fie o grămadă de chestii care are nevoie. Gen, du-te, ia-mi o cutie de antibiotice, ia-mi nu știu ce, bla 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 bla. Doar un cuțit, adică stoleacă cam semi-dezamăgit, mă așteptam ceva mai multă muncă. Bine, a fost ce drept multă muncă ca să intri în aia, dar... Totuși... I expected more. Oh, dar ceața asta e spupi rău de tot, adică nu știu niciodată când țopăie ceva dintr-o parte sau în alta. Like, yoink, ce faci, John-ule? De așa un zombalici de ăsta gen, hăă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 ă
spălat doar pentru XP. Și pe ăsta îl cheamă John, știi, și ar putea să pară un zombie de acolo. Sunt John, bă. Așa. Am să intru cu motorul în tabără, că e un mai ok așa. Hey boys. Adică e mult mai practic să intri cu el aici, că după aia pleci mai ușor. Ați văzut că am plătit totuși taxă să aduce motorul aici, parcă, nu? S-a apărut, ori aici, ori mai știu unde. Wow, a apărut ăla dintr-o dată. A părut un NPC dintr-o dată. Da, are mici probleme cu încărcatul de texturi și încărcatul de persoane, să zicem așa. Hey. Hey. Oh. Here's that knife you were looking for. Damn. Thank you so much. Yeah, no problem. Păi și Boozer ce face? Că vreau și eu să-l văd. Că o mai duce. Nice! Oh, search for Lisa. Oh my god, să căutăm pe Lisa? Oh, uleu, hai să vedem ce face copilul asta. Oh, new skill point. Blană. Skills. Lightning reflexes. Ability to stun a normal enemy or swarm with a melee while sprinting. Give melee weapons a chance to critical takedown human that doesn't work on... Oh, vreau asta. Sună bine asta cu mai mult. Oh, ar trebui să iau și aia cu 2X-ul ăsta de aici. Regenerate stamina on every kill. Sună bine ca și skill de la de folosit. Olo. Oh, și unde e Lisa, frate? Unde e? Avem ceva drum mai aproape? Wow, ok. Ok, într-o zonă nașpa. Știi, mă așteptam să ducă la ea înapoi acolo, dar cred că e mult prea departe pentru ea. Așa. Mă, dar e cam liber pe aici, știi? Mă așteptam să fie o poartă și aici sau ceva, nu știu. Probabil din cauza că zic, ah, ok, zombies dintr-un câmp liber o să-i vezi de la 15 km, n-ai nevoie neapărat de un gard. Dar dacă te atacă altcineva, ce faci? Poate mă rest tabăra lor, nu ea mea. Se descurcă ei cu defensul. Dacă au rezistat până acum, clar o să reziste și în alte ocazii. Ia să vedem unde-i fata mea, Lisa, vere. Unde s-a dus ființa asta și ce-a făcut ea. Opa, văd o zonă contaminată în față sau văd doar un cuib de la. Ăla e doar logo de cuib, adică nu e logo de... I'm coming for you.
Oh. She's gotta be out here somewhere. E că nu văd rostul să... să călătorim cu mai mult. 6 nesturi, frate, sunt aici, ești nebun. Ok. Fuck, nu mai am scrap. Trebuie să facem rost de scrap. Repede. Ok, gloanțele sunt bune, dar nu am nevoie de ele. Hai, bobiță, hai. Oh, asta e tare. Și s-a regenerat arma. Ați văzut? Alright. Where are you, kid? Nice. D-asta? Oh, 5 scrap. Forță. Fix de 5 am nevoie. Ok. Mă, unde-o fi copilul ăsta? Să mă luăm de aici. How the hell am I gonna get in? Ai, voiam să verific mașina pentru altceva. Inside here. Lisa, where are you? Ia să vedem, mă. Mă, zici că mă joc Resident Evil dintr-o dată. Huh. Holy shit, man. Oh, wow. Nu e aici. Huh? Ce-i acolo? Lisa's handwriting. I want to forget. Wow, deci a fost pe aici. Damn, săracă fată. Now you see it. Drive to the location. 800 de metri. A, înapoi în bază. Au niște motoare? Da. Alea sunt motoare. Ok, să am vizitatori. Pare și o să am cu cine să mă distrez. Ok, stai puțin. Arma asta cu supresor e godlike. Da, da, supresor e 40%. Stai. Oh, shit! S-a activat, frate! Mamă, vin ceva. Mamă, dar ce e aici? Ăla s-a izbit cu motorul, motorul meu, sau care a fost schema? Oh my god. Oh shit. Fuck. Nice. Mamă, frate. Cam așa a fost și când am trecut să deblochez una din zonele de care vă vorbeam eu, că am făcut off-camera. Like, holy shit, am venit într-o hoardă de zombies. Noroc că era o cisternă gigantică și am pușcat cisterna aia și a fost super easy. Stai, motorul meu e ăla. Mi-au dărâmat motorul, bă, ăsta e a meu. Wow, ok.
What the fuck a fost bugul ăla? De ce m-a aruncat așa în aer, nu știu. Adică m-a pus în aer, nu că m-a aruncat în aer. Ah, l-a afectat pe ăsta ce naiba. Da, nu prea văd să mă bat prea bine pe aici. Am făcut eu un pic de nenorocire, dar totuși. Din cauza că am intrat într-o animație, ăla s-a teleportat pe aici. Ar vrea să colectez bounty-urile înainte de toate. N-am destul scrap, dar aia ajunge. Ce am nevoie ajunge. Doar ca să dau un fugă pe aici și să iau ăstea, nu Delta. Și-o bounty-ul ăla dacă se poate. Sper. Oh, nu, 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 băta mea! N-am vrut asta să se întâmple, dar să zicem. Asta pot să-mi iau băta înapoi de acolo. Ok. Buta mea, please. Let's see. Oh, 2x4 nu cu cui e ce trebuie. Hai să mai aștept scrap să-mi repar lucrurile să am acolo în caz de orice. Și să mă și heal-ui, clar. Ah, n-am nevoie de reparație pe aia, dar e ok. Bun. Acum putem să ne continuăm treaba. Se întoarce la bază. Mamă, deci Lisa a fost pe aici, dar nu i-a plăcut locul și cred că s-a cărat. Și mai probabil cred că asta a fost. Gen, nu s-a simțit în siguranță deloc și a zis, well, shit, I'm out, boys. N-am nevoie de lumină, mă descurc. Parcă vreau să mă izbesc în primul copac imediat. Adică nu m-ar mira deloc. Nici m-a surprinde treaba asta. Cred că am ieșit din zonă ca să dăm fast travel, ca să nu mai stăm 5 ani. Adică vreau să văd ce-i cu misiunea aia, sau ce puțin măcar să ajung în bază și cred că suntem Gucci. Ok, acum suntem Gucci. Nice. Nice, mamă, deci nou rezervor face minuni, deci mă jur. Doar un mic upgrade la rezervor și deja simt că nu am nevoie să reîncarc când zic motocicleta asta atât de multe ori. Da, e superb, clar. O să vreau neapărat să fac reputație cu băieții ăștia de jos ca să putem să-mi upgradez din nou. Bine, probabil să-mi trăiască rank 2, ceea ce e destul de greuț. Dar, ca și idee, e o opțiune faină. E o opțiune chiar foarte, foarte faină. Dar stai să ne aducem noi aici. Mă, dar sunt curios tare ce mai descoperă O'Brien ăsta. Pentru că, ați văzut? El e foarte suspect de ceea ce se întâmplă în jurul lui și nu-i prea convine ce se întâmplă mai exact, ceea ce cumva îl face mai tare de partea mea, ceea ce e perfect. Dar totuși, să fim atenți una cu alta. Dar oameni buni, noi o să ne primim aici cu acest video din Days Gone. Eu sper totuși că v-a plăcut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!